Bună regăsire tuturor microbișilor care stau acasă, stau cu minți acasă și se uită la Cupa României, prima competiție organizată de Federația Română de Fotbal în format calculator FIFA 20 pe Facebook Cupa României și pe YouTube FRF TV. Ne-am încălzit cu un prim duel, cel dintre Academica Clinceni și Dinamo București. Avem deja o echipă calificată în faza următoare a competiției, sferturile de finală. Academica Clinceni s-a impus după două rezultate de egalitate, 1-1, prin gol de aur în meciul 3, meciul decisiv. Acum ne pregătim pentru Gaz Metal Media și FC Voluntari. Ștefan Drăghici este antrenorul jucător al celor de la Gaz Metal Mediaș, un antrenor tânăr, 22 de ani, de cealaltă parte, un jucător emblematic pentru FC Voluntari, Mihai Căpățână, cel care probabil după ce se lase de fotbal ar merita așa să aibă o statuie la Voluntari acolo pentru tot ceea ce a făcut pentru această echipă. Are cupa, are supercupa câștigate în tricoul celor de la FC Voluntari, o echipă care în această vară va sărbători un deceniu de existență, în timp ce Gaz Metan, echipă de mai mare tradiție în fotbal românesc, 1945 este anul de naștere al acestei formații. În Liga 1, în campionatul normal, nu cel virtual, Gazul a învins cu 1-0 pe teren propriu și cu 3-0 la Voluntari, dar vom avea timp să vorbim despre aceste amănunte. Așadar, ne pregătim de un nou duel al optimilor de finală ale Cupa României la fotbal. Avem așadar Gaz Metan Media și FC Voluntari. Am văzut și cele două formații. În alb, echipa lui Ștefan Drăghici, Gaz Metal Mediaș, era să spun echipa lui Edi Iordănescu, dar aminteam ceva mai devreme, în timpul confruntării dintre Academica Clinceni și Dinamo București, chiar îmi pare rău că nu antrenează și aici, pe Ecupa României, Edi Iordănescu, cel care are mare experiență în jocurile pe calculator, probabil că l-a ajutat și în această carieră reală în care, iată, a reușit să ducă Gaz Metal în play-off. Începe așadar această confruntare, spuneam și în partida precedentă, dacă vor fi ceva probleme de transmisie, sper să ne înțelegeți, este prima transmisie de acest gen. Sunt multe probleme pe care le au jucătorii, antrenorii, jucători al echipelor angrenate în această competiție, pentru că nu toți au o viteză nemaipomenită pe internet, acolo unde locuiesc. Așadar, în albastru, echipa din Voluntari, echipă oaspete. Aminteam de duelul dintre Clinceni și Dinamo, un duel foarte, foarte interesant, un duel câștigat de Robert Ion, cel care a fost antrenorul și rămâne în continuare antrenorul jucător al celor de la Academica Clinceni, un prim duel cu Ioan Filip, un al doilea cu Andreas Mihaiu, cel decisiv tot cu Andreas Mihaiu. Atacă Gazul, iată-l pe Eli, deposedat, blocat și din nou centrare, pericol mare, ce ocazie în acest minut 7 la poarta formației oaspete. Buș a fost acolo, omul care a trimis pe lângă poarta aparată de Cojocaru. Buș a marcat în ambele partide și cea de la Voluntari, disputată 19 august. Spuneam că a fost 3-0 atunci. Dumitru Cardozo, Velisar și Buș au marcat pentru formația lui Edi Iordănescu. În retur, în 3 decembrie, la Mediaș, Gaz Metan se impune acum 1-0 printr-un gol marcat de Buș în minutul 79. Atacă în aceste momente formația ilfoveană prin Mățanu, jucător de mare, mare talent, împrumutat la Voluntari de la Viitorul Constanța, un jucător micuț de statură, extrem de tehnic însă. O nouă acțiune de atac a Gazului. Acum destul de echilibrat acest duel între formațiile pregătite de Ștefan Drăghici, iată-l pe Ciamed și Mihai Căpățână, cei doi antrenori jucători. Cojocaru și el împrumutat de la Viitorul Constanța. Trebuie să spunem că Valentin Cojocaru este unul dintre cei mai titrați jucători din Liga 1. Am să vă povestesc despre CV-ul său la a doua partidă, atunci când el îi va lua locul lui Mihai Căpățână. Atacă Gazul, extrem de periculos și din nou Cojocaru este la post. Același duel între Buș și Cojocaru. Iată, în doar 17 minute virtuale de joc, cei doi s-au duelat în trei rânduri. Cojocaru trimite pe partea dreaptă, încearcă să adisească jocul. Mihai Căpățână. Mihai, 24 de ani, născut la Slatina în 2015, a venit la Voluntari, spunea în care cupa,
are supercupa, atacă acum echipa ilfoveană, se descurcă, însă excelentă apărarea gazului, apărarea lui Ștefan Drăghici și se vedem pe Ardeleni în contraatac eșuat, însă a trebuit acolo foarte bine Vlad. Din nou acțiune interesantă cu Mățan, Mățan pătrunde în careu, pasează decisiv, ocazie uriașă, a fost acolo Țâră, dacă era Fănel Țână, cred că ar fi marcat, fusese fiul lui Fănel Țână, este un mare jucător al Rapidului, atacă prin Eli Fernandez, gazul Eli Fernandez, cojocarul extrem de curajos, iese și prinde această minge, în continuare la egalitate, gazul și Fece Voluntar, suntem în minutul 26, Ilfoveni, Mățan. Mățan e tehnic și pe calculator, e tehnic și în fotbalul pe teren mare, greșește acolo unul dintre jucătorii voluntarului, însă minge prinsă cu multă siguranță de Cojocaru. În ultima partidă din play-off, înainte de a fi întrerupt campionatul, gazul remiza pe teren propriu cu CFR Cluj, un rezultat onorant. O remiză în fața campioanei, voluntariul atacă în aceste momente, pătrunde acolo. Gorobsov a fost la un moment dat în postura de a finaliza. Buș, sunt patru jucători ai gazului pe acest contraatac. Eli Fernandez, Buș din nou, Eli Fernandez, la marginea care îl șutează și ocazie uriașă. Superb acest atac al lui Ștefan Drăghici și al gazului. Iată, ca la Champions League, avem relori din mai multe unghiuri. Ne apropiem ușor, ușor de finalul primei reprize. Dumitru Cardozo. În jumătatea de teren a oaspeților de la FC Voluntari. O mină frumos aici, Ștefan Drăghici, să vedem. Ștefan Drăghici ajung în postură de a finaliza Ciamed, însă din nou Cojocaru. Am văzut un portar Vâlceanu de la Academica Clinceni, foarte, foarte bun, chiar și pe calculator, doar în fotbalul real. Este unul dintre punctele forte ale lui Robert Ion în duelul său cu Dinamo, recuperat acolo foarte bine Eli Fernandez. Dumitru Cardozo și un trei jucător de la gaz, Metan Cardozo, pătrunde în careul de 16 metri, un dribbling și un șut scos de Cojocaru, care se rățoiește la oameni din fața sa. Defensiva l-a cam trădat aici. Corner, suntem în ultimele minute ale primei reprize, atacă gazul, resping apărătorii ilfoveni. Voluntarul arată ca în toamnă sau, mă rog, până în momentul în care a fost schimbată conducerea tehnică. În ultima perioadă, excepțională serie, 4 victorii și 2 rezultate de egalitate. A fost marea revelație a sezonului de primăvară până în întreruperea campionatului. FC Voluntar care atacă acum prinde același Mățan. Mățan, omul care dă cele mai mari bătăi de cap gazului Ștefan Drăghici. Vitean, vedem dacă are cineva curaj să șuteze de la acea distanță. Se încearcă, iată, verticalizare. Intrăm în prelungire, 2 minute, anunță cranicul stadionului, ocazie mare, Cojocaru, nu poate fi păcălit de Eli Fernandez. Bună repriza, bună repriza cu gazul lui Ștefan Drăghici, mult mai ofensiv, joacă acasă normal. Și este final de primă repriză, 0-0 așadar. La pauză, între Gaz Metan și FC Voluntari, a fost un meci interesant. Reamintesc rezultatul primei partide din optimele de finală. Academica Clinceni, Dinamo București, după două rezultate de egalitate, 1-1. De fiecare dată, atenție, Academica Clinceni a egalat în final de meci, minutul 90, respectiv minutul 89, după care s-a pus în aplicare regula golului de aur, iar Voituș a adus calificarea celor din Clinceni. Începe repriza a doua, aici, în această a doua partidă din optimile de finală, E-Cupa României, voluntarul în albastru începe bine această repriza a doua și am văzut o schimbare pe care o operează Ștefan Drăghici, l-a scos din teren pe Buș, l-a introdus pe Hora.
Atacă gazul pe partea dreaptă, foarte bine Mățan, l-a blocat acolo chiar pentru un jucător acelui de la Gaz Metan, Stefan Drăghici. Fiecare suporter, reamintesc, contribuie prin Cupa României la susținerea luptei împotriva coronavirusului. Să vedem această acțiune a gazului, frumoasă, șutul amânat și pe la urmă vine golul, marcat în minutul 51. Gazul reușește să deschidă scorul. Ca să cităm din clasici, un gol care plutea în aer, având în vedere ofensiva lui Stefan Drăghici. Iată, un șut, o speranță pentru Cojocaru. Cât de inspirat a fost Stefan Drăghici, aruncându-l la pauză în luptă pe Hora în locul lui Buș. Abonamentele în tribuna virtuală pot fi achiziționate pe bilete.frf.ro și bilete.ro. Prețul unui abonament este de 10 lei și le puteți cumpăra, oricâte abonamente. Spuneam, întreaga sumă încasată va fi redirecționată către UNICEF. Haideți să vedem pe Simonovski, pericol la poarta gazelor. Simonovski era cel care urma să șuteze. A fost un pic de altruism în plus la această fază. Voluntarul în atac, recuperează însă foarte bine acolo Velisar, fostul jucător al Petrolului. Velisar a avut un sezon foarte bun la Gaz Metan. Iată, ne pregătim să bifăm o oră virtuală din această partidă în care gazul joacă bine. Dumitru Cardozo a încercat o pasă pentru Hora, recuperează Elfoveni, Cardozo insistă și se află din nou în posesie echipa lui Stefan Drăghici, blochează însă bine acolo Gorobsov și Pașcanu îl ajută, greșesc însă Elfoveni, un șut al lui Hora deviat în bară de Cojocaru. Minutul 62, mai spectaculos, în primul rând datorită gazului care face 2-0. Minutul 63. Este pentru prima oară când avem o diferență de 2 goluri într-o partidă de Ecupa României. 2-0 așadar pentru echipa ardeleană. O greșeală a defensivei Ilfovene. Și iată un prim pas spre sfertul de final al Ecupei României. Amintesc faptul că merg mai departe echipele care reușesc să câștige două partide din trei. Spuneam ca la tenis, ca la tenisul feminin. Vreau a intrat în locul lui Ciamed la Gaz Metan. Eli Fernandez a fost cel care a dus scorul la 2-0 și Stefan Drăghici se vede că stăpânește, iată, intră și Eric, fostul jucător al gazului. Se aude și fluierul centralului, o lovitură liberă de care beneficiază formația gazdă. Dumitru Cardozo poate închide tabela la 3-0. Mi-e greu de să cred că Mihai Căpățână mai poate reveni cu echipa sa. Un șut peste și scoate Cojocaru. Excelentă parada. Se execută în cornerul, suntem în minutul 68, centrare periculoasă, scapă cu bine Cojocaru, scapă cu bine voluntarul. Nu a mai fost de mult în posesie Mihai Căpățână, cu echipa sa recuperează destul de repede, dar greșesc degajarea cei de la Gaz Metan. La 20 de minute virtuale până la finalul acestei partide, din ce în ce mai puțin timp pentru trupa lui Mihai Căpățână. Au nevoie de un gol repede cei de la voluntari pentru a relansa această partidă. Să-l vedem pe Eli Fernandez, autorul golului de 2-0. Reamintesc, Hora a deschis scorul minutul 51. Hora care a intrat la pauză în locul lui Buș. Atacă, iată, Eli Fernandez minge în canul de 16 metri, blochează însă cei de la voluntari, din nou minge la Eli Fernandez și iarăși blocat. Contraatacul voluntarului. Intrăm în ultimul sfert de oră virtual în această partidă. A doua confruntare din optimele de finală ale Cupei României. Jocuri pe calculator. Atacă Fernandez, care au de 16 metri, este talonat acolo de Vlad și este corner.
centru de Colț, periculoasă. A luat acolo Dumitru Cardozu. O jucabă se pregătește să degajeze, nu prea își găsește coechipieri. Jată pressing-ul gazului, dă roade, Dumitru Cardozu șutează, Cojocaru respinge, mingea revine lui Cardozu și este 3-0, minutul 78. Spectacol total făcut de echipa lui Ștefan Drăghici în această partidă cu FC Voluntari. Urmează, spuneam, Valentin Cojocaru la cârma formației ilfovene pentru următorul duel dintre Gaz Metan și FC Voluntari. Ricardinho pentru Costin Gorobsov. Intrăm în ultimele 10 minute virtuale ale acestei partide. Eric, spuneam, cel care s-a simțit foarte bine aici. S-a simțit bine și la Târgu Jiu. S-a simțit bine și la Ovidiu, în echipa lui Gică Hagi, cu care a câștigat Cupa României. Foarte, foarte bine a jucat Ștefan Drăghici, foarte bine a jucat Gaz Metan Media și trebuie să recunoaștem asta. Un meci dominat de echipa lui Ștefan Drăghici, care acum e salvată de asistent. Dar cred că are dreptate asistentul de pe această parte. Poziție de offside la jucătorul voluntarului. Bună posesie, verticalizări, un joc ofensiv, realmente un joc plăcut. Și de reținut acest nume de antrenor, Ștefan Drăghici. A spus Robert Ion, a câștigat duelul său cu cei doi dinamoviști, Ioan Filip și Andreas Mihaiu. Chiar dacă n-a jucat la fel de spectaculos. Ultimele momente ale acestei partide, ne apropiem de o victorie clară a Gazului. Un șut puternic acum și din nou cu jucarul, dacă n-ar fi fost în poarta voluntarului Valentin Cojocaru și a fost un alt portar, mai puțin pregătit, să spunem. Probabil că scorul a fost și mai mare, dar și așa a vitat în prelungiri, iar gazul continuă să asedieze poarta lui Cojocaru. De-abia acum respiră un pic cu echipa ilfoveană, dar nu mai au timp nici măcar de a relansa această partidă. Iată-l acum pe Sanoc, șutează și mingea trece pe lângă poartă. A fost ultima fază acestei partide. Superb jocul dintre Gaz Metan și FC Voluntari. Meritele principale le are gazul lui Ștefan Drăghici. Vom lua o pauză, după care ne vom revedea cu Gaz Metan Media și FC Voluntari. FC Voluntari probabil va analiza această înfrângere și va schimba antrenorul. No, era anunțat această schimbare, trebuie să spunem. În locul lui Mihai Căpățână va veni Valentin Cojocaru, omul cu un CV absolut impresionant. Așadar, pauză, după care ne întoarcem cu al doilea meci al acestei confruntări, al acestui duel dintre Gaz Metan și FC Voluntari.
Am promis că vom reveni repede, repede cu al doilea meci dintre Gaz Metal Media și FC Voluntar. Gaz Metal Media își conduce în acest duel cu FC Voluntar cu 1-0 după victoria pe care Ștefan Drăghici a repurtat-o ceva mai devreme în fața lui Mihai Căpățână. A fost un 3-0 sec, o victorie meritată. Iată echipele de start. Valentin Cojocar a fost instalat pe banca tehnică a celor din Voluntari. Spuneam un jucător cu un CV absolut impresionant, 3 titluri cu Steaua, 2 supercupe, una cu Steaua și una cu Viitorul, 3 cupe, 2 cu Steaua, una cu Viitorul și 2 cupe ale ligii, ambele cu Steaua București. Valentin Cojocaru va fi așadar al doilea adversar al lui Ștefan Drăghici, cel care a impresionat. Este cea mai clară victorie de până acum, asta pentru că am avut o singură victorie ceva mai devreme în duelul dintre Academica Clinceni și Dinamo București, o victorie prin gol de aur reușită de Academica Clinceni după două rezultate de egalitate 1-1. A început așadar confruntarea dintre Gaz Metal Media și FC Voluntar. Gazul este la doar un succes de calificare în faza următoare a Ecupa României. Vă reamintesc, fiecare suporter contribuie prin Ecupa României la susținerea luptei împotriva coronavirusului. Un meci foarte, foarte bun făcut de Cojocaru în prima parte, ca portar, nu ca antrenor. Vom vedea și ca antrenor, însă iată pe cei de la Gaz Metal Media și care încep foarte, foarte bine. Hor a deschis scorul în partida de mai devreme, venind de pe bancă în primul minut al repizei secunde. Îl vedem pe Hora titular de această dată. Mulțumit, Ștefan Drăghici, de serviciile lui Hora în prima partidă. Atacă Gaz Metal, aceleași tricouri, același echipament alb și o pătrundere frumoasă și gol! Minutul 5, gol marcat de Gaz Metal Mediaș. Excepțională fază, încep mult mai bine această a doua partidă decât prima. Hora își face datoria și de această dată și deschide scorul așadar 1-0 pentru formația pregătită de Ștefan Drăghici. Poate lea Edi Iordănescu secund. Acum a pregătit pentru această confruntare cu FC Voluntar echipa. Ilfoveni trebuie să se trezească. Nu l-am văzut. Valentin Cojocaru nu a avut timp să-și pună în aplicare niciun fel de tactică pentru că n-a fost lăsat. Reamintesc, minutul 5, Hora deschide scorul. Au trecut, iată, aproape 9 minute virtuale din această partidă. Spuneam, Gaz Metal Media și este la un succes de calificare în faza următoare. Voluntarul, dacă învinge, trimite disputa în decisiv, atacă din nou gazul, pericol! Este iertat acolo Cojocaru. O reluare pe lângă poartă. Eli Fernandez, am impresia că a fost cel care a trimis pe lângă poarta lui Cojocaru. Vlad. Să vedem ce îmbunătățire a adus Valentin Cojocaru în jocul echipei FC Voluntari. Parcă arată un picuț mai altfel, deși iată îi pierzând pe Ilfoveni și posibilitatea de contraatac, pericol mare la poarta lui Cojocaru și este gol. Minutul 14, depășită defensiva Voluntarului după o fază prelungită de atac, o minge pierdută în jumătatea de teren adversă. Balonul este săltat peste întreaga defensivă și Eli Fernandez, cel care marca și în prima partidă, duce scorul, iată, la 2-0. Posesie pentru FC Voluntari, extrem de agresivă echipa lui Ștefan Drăghici, din nou recuperare și verticalizează foarte bine, ajung repede în poziția de a finaliza oamenii lui Ștefan. Acum pe partea stângă Hora, în combinație cu Dumitru Cardozo. Dumitru Cardozo pierde îndrăgostit de minge, ca să cităm iarăși din clasici. Iată pe Ilfoveni, în ce mai aproape de carul de 16 metri advers. Se apără bine acolo echipa lui Ștefan Drăghici. Din nou în posesie și iarăși în zonă centrală. Ciameda a încercat o pasă decisivă pentru Eli Fernandez. Bună pătrunderea pe partea dreaptă, este chiar antrenorul jucător Ștefan Drăghici.
Dumitru Cardozo, Stefan Drăghici în calul de 16 metri, bună intervenția lui Gheorghe. De Lucas, fostul jucător al Petrolului. În echipa lui Valentin Cojucaru, pătrund din nou ardelenii în careul de 16 metri, advers, Hora, exagerează un picuț, dă drumul totuși balonul pentru Stefan Drăghici, este, cred, faultat, publicul cere lovitură de la 11 metri sau dacă a fost în afara suprafeței de pedeapsă, lovitură liberă, însă centralul lasă jocul să continue. A fost și Butean la minge. Atacă ilfovenii care pot relansa partida, au nevoie de un gol. Foarte, foarte greu se apropie de poarta adversă. N-au avut două ocazii mari în acest duel. Iată, suntem în a doua partidă între cele două formații. Bifăm jumătate de oră virtuală din această a doua confruntare. Gaz Metan face voluntar în continuare 2-0. Atacă ilfovenii. Țâră, căpățână. Din nou minge lungă. Iată, sunt trei jucători echipați în alb și un picuț de negru. Mare bătăi de cap pentru defensiva lui Valentin Cojucaru, dar care se descurcă, rezolvă situația și contraataca acum. Pericol, Butean, centrare. Mai bine ar fi șutat. Este de Luca ceva mai devreme. Butean, omul care a respins. Mățan s-a văzut mai bine în prima partidă, a fost destul de activ în flancul stâng. Gheorghe a fost cel care a pierdut posesia balonului. Velisar. Foarte ofensiv, așa cum îl știm. Velisar, Ropa, Iacuta, Hora. Ora se apropie de carul de 16 metri, pasează pentru Eli Fernandez. Eli Fernandez și-a dat seama că Stefan Drăghici este în poziție de offside și nu a dat drumul balonului. Combinație frumoasă, este acolo Ora și se aude fluierul centralului. A fost un fault în atac sau un hands, n-am înțeles exact ce a dictat arbitrul. Ne îndreptăm spre pauză, suntem în finalul primei reprize, pericol, țâră și apără foarte bine goalkeeperul liceului de la Gaz Metan Mediaș. Ia să vedem contraatacul, iese Cojucaru foarte bine, șutează în Cardozo, revine, greșește, bâlbâial acolo în careul de 16 metri al voluntariului. Bun pressing-ul. Ultimele secvențe ale primei părți. 2 minute suplimentare. În 3 reprize, 5 goluri marcate de Stefan Drăghici și de oamenii săi. Voluntariul n-a avut, spuneam, două ocazii mari la poarta gazului. Și din moment în moment, centralul, da, iată, clare, finalul primei reprize, 2-0 așadar pentru Gaz Metan Mediaș. Hora și Eli Fernandez. Vom vedea ceva elemente de statistică, după care ne pregătim să demarăm repriza secundă acestei confruntări. Două șuturi, ambele pe poartă, expediate de Eli Fernandez, cel mai periculos jucător al ardelenilor în această confruntare. Vedem ce schimbări va face Valentin Cojucaru. Este obligat de scor. Ar trebui să riște pentru că nu mai are nimic de pierdut. Ori la bal, ori la spital, ca să o spunem așa mai pe românește. 5 goluri, repet, marcate de echipa lui Stefan Drăghici, Gaz Metan Mediaș, care este la o repriză de calificare în faza următoare a acestei competiții. Reamintesc de la 19:30, FCSB, Șep și Sfântul Gheorghe, programul zilei de mâine de la 4:30, ne vom întâlni cu FC Botoșan și Poliaș. De la ora 18, Hermannstadt va primi vizita Chindiei Târgoviște. De la 19:30, Astra va juca în compania campioanei CFR Cluj. Reamintesc, Cupa României
Este o competiție organizată de Federația Română de Fotbal și pentru prima oară în acest format. A început repriza a doua în albastru, FC Voluntari. La orizont se vede eliminarea din competiție. Ceva mai devreme Dinamo a pierdut după două meciuri și un pic de loc rele în fața celor de la Academica Clinceni. De fiecare dată în partidele 1 și 2, Dinamo a fost egalată în final, minutul 90, respectiv minutul 89 și doborâtă de un gol de aur. Atacă din nou Gazu, un călcâi, senzațională fază. Este Romeo cel care se pregătea să trimite, a intervenit foarte bine Vlad. Țâră. Bine blocat de Velisar. Velisar pentru mai multă siguranță. Iată, jucătorul cu experiență deja. Aruncă balonul în afara terenului de joc. Și caută un coechipier. Țâră. Morar. Și el fost jucător pe la Petrolul și pe la Universitatea Cluj. Aminteam și în prima repriză că sunt probleme cu viteza internetului, acolo unde se află băieții noștri, Stefan Dăghi și Valentin Cojocaru. A intrat Simonovski în locul lui Morar, centrale periculoasă și iată gol marcat de jucătorii lui Valentin Cojocaru în minutul 51. Un gol care relansează această partidă, dă speranțe oamenilor lui Valentin Cojocaru. Cum s-a jucat însă până acum, e greu de crezut că se mai poate face ceva, dar iată, Simonovski. O schimbare foarte, foarte inspirată de această dată făcută de Cojocaru. A intrat Benzar în locul lui Căpățână. Din nou schimbare făcută de Valentin Cojocaru. Și iată schimbările pe care le operează. Se văd imediat. Atacă Voluntarul. Șut! Excepțională intervenție a portarului celor de la Gazmetan Mediaș, pe care o revedem. Corner. Minutul 55 în favoarea formației oaspete. Benzar se bate cu piciorul drept, undeva 9 metri, rale cu capul și intervine excepțional acolo Butean, dacă a văzut bine. Drăghiș degajează. Deci era atacul cei de la FC Voluntari, Valentin Cojocaru cu o altă repriză. Metamorfoza celor de la FC Voluntari, spuneam, o echipă cu mai puțin de un decenul de existență, dar care are în palmares o cupă și o supercupa României. Atacă Gazul aproape de 3-1. A fost, sper să nu greșesc, chiar antrenorul jucător Stefan Drăghici. Nu mai frumoasă această repriză a doua, asta pentru că Valentin Cojocaru a ieșit la joc. Exact ceea ce spuneam la pauză. Ori la bal, ori la spital, n-are ce să mai apere, trebuie să riște. Și deocamdată i-a ieșit, a marcat un gol, nu a primit niciunul. Mățan de Lucas. Simonovski, Mățan, Benzar. Mai combinativă sub bagheta lui Valentin Cojocaru, Voluntariul, decât sub cea lui Mihai Căpățână. Ocazie mare de 2-2, minutul 65. Degajează veteranul Pleșca. Spuneam mai devreme că Mihai Căpățână ar merita o statuie la stadionul din Voluntari. Pleșca una sigur la Mediaș pentru ceea ce a făcut în tricoul Gazului. Atacă trupa lui Stefan Drăghici. Dropa. Hora, Hora, intră în care Hora, driblează, Hora continuă, nu prea avea cu cine colabora. Și iată contraatacul lui Foveinilor. Simonovski, nicio șansă în fața lui Butean. Ultimele 20 de minute virtuale din această a doua partidă a duelului dintre Gazmetan Media și FC Voluntari. Amintesc în prima confruntare, Gazul a învins cu 3-0, Gazul atacă, atacă și aproape de a fi faultat acolo jucătorul Gazului.
Poate Perifoven, Simonovski pentru Sanuh. Benzar. Bune combinații, bune combinații. Arată frumos jocul ofensiv al voluntarului, care sunt aproape de 2-2, dar apără senzațional portarul gazului. Ocazie de 2-2. Mai au timp. Iată, am intrat în ultimul sfert de oră. Țâră. Sanoh, din nou țâră. Benzar. Ocazie bună și Bara îl salvează pe Pleșca. Ce repriză bună a făcut voluntarul lui Valentin Cojocaru. La egal, a merge în meciul decisiv pentru a desemna câștigătoarea din acest duel. Avem acum acțiunea gazului și este gol. Game over, cred, minutul 79. Este 3-1. Revedem această acțiune. A ieșit din poartă golkeeperul voluntarului, însă a fost păcălit și Dumitru Cardozo. Marchează și el. După 3-0 în prima partidă, 3-1 acum. Ce înseamnă, iarăși să cităm din clasici, ocaziile se răzbună, acea bară care lasă apa pe Pleșca și pe contraatac, iată, gazul a marcat pentru 3-1. Ultimele 10 minute, Mățan, continuă să rămână în posesie, centrează fața porții, iese Pleșca și boxează. Dumitru Cardozo a venit perfect acolo în sprijinul defensivei. Continuă să atace echipa ilfoveană, centrare a lui Mățan pentru Țâră. Din nou, șut puternic, scoate Pleșca. Superbă, o spun din nou, această repriză a doua dintre Gaz Metan Media și FC Voluntar. Doar câteva minute mai despar pe echipa lui Ștefan Drăghici de calificarea în faza următoare. Din nou central, undeva la 11 metri. Dumitru Cardozo, excelent. Au fost câteva schimbări între timp. Dinamica jocului însă nu ne-a lăsat să le prezentăm. Hora în care de 16 metri, excelent dribling. Hora driblează la 3-1, îți permiți așa ceva. Hora pasează, este altruist în momentul în care trebuia să șuteze la poartă. Recuperează gazul. Hora. Intrăm imediat în prelungirile acestei reprize secunde. Nu se mai poate face nimic. 3-1 pentru Gaz Metal Media. Ștefan Drăghici pare tot mai aproape să câștige duelurile cu cei doi tehnicieni ai voluntarului. Mihai Căpățân în prima partidă, Valentin Cojocaru în a doua. Valentin Cojocaru s-a descurcat foarte, foarte bine. Iată, 2 minute suplimentare. Încă un atac al gazului și mingea se oprește în brațele lui Valentin Cojocaru. Victorie meritată pentru trupa lui Ștefan Drăghici, fără dubii. Reamintesc, urmează de la 19:30 FCSB Șepși Sfântul Gheorghe. O victorie clară, 6-1 la general, după două partide în acest duel pentru Gaz Metan Mediaș și de reținut acest tânăr antrenor jucător Ștefan Drăghici, spuneam, 22 de ani, împlinis pe 30 ianuarie, născut la Roșiorii de Vede, crescut de Ardealul Cluj și luat de Craiova în 2016, împrumutat pe la Vâlcea, pe la Academica Clinceni, pe la Juventus, pe la Șepsi. Gazul l-a luat anul trecut internațional, sub 19 ani și de tineret. Încă o dată scorul acestei partide, 3-1 după 3-0, Gaz Metan, dublă victorie în fața voluntarului, merge mai departe, ne luăm o pauză și ne reauzim o dată cu partida ultima zilei. Este vorba despre confruntarea dintre FCSB și Șepși Sfântul Gheorghe.